Deși organizatorii Târgului Agricol de la Novi Sad spun că efectele inundațiilor s-au simțit în acest an în ceea ce privește numărul vizitatorilor la care se așteptau, calitatea produselor expuse a rămas la aceleași standarde ridicate. Numărul expozanților a fost mai mare decât anul trecut, peste 1600 de expozanți din 60 de țări de pe 4 continente. Organizatorii Târgului de Agricultură Internațional de la Novi Sad au reușit și anul acesta să aducă la un loc atât firme mari din agricultură, recunoscute în întreaga lume, cât și pe producătorii autohtoni de piese de schimb. Expozanții străini au fost în proporție de aproximativ 30%. Dacă în ultimii ani Camera de Comerț, Industrie și Agricultură din Timișoara a organizat o misiune economică la care au participat firme din sectorul agroalimentar și producători agricoli, anul acesta doar o firmă din Buzău a închiriat un spațiu, dar din motive necunoscute nu s-a prezentat la târg. Totuși, interesul firmelor din România pentru piața din Serbia este în creștere. Din 2003 încoace am fost prezenți în fiecare an la târgul de la Novi Sad. Anul acesta am venit doar cu personalul de specialitate, fără a prezenta și produsele noastre, pentru că în viziunea noastră acum ne apropiem față de clienții noștri, față de țărani, de fermieri, așa că noi vom fi prezenți permanent în toată perioada anului la târgurile regionale care o să fie în zonele agricole. Bunăoară urmează în iulie la Novoseli și acolo vom fi prezenți și așa mai departe, astfel încât cu distribuitorii noștri care vor fi cât mai apropiați de țărani și de fermieri să putem să le arătăm tot timpul noutățile noastre tehnice și, bineînțeles, să ia contact și cu ofertele noastre comerciale. În plus, Mecanica Ceaclău produce o gamă foarte largă de produse. Pe ce vă bazați? Noi avem peste 80 de produse în oferta noastră comercială, cu echipă tehnică foarte bună, cu o tradiție foarte veche, de altfel, în domeniul proiectării și cercetării în domeniul mașinilor agricole, reușim să îmbunătățim permanent, să modernizăm sau să venim cu produse noi. Astfel avem, deci, peste 80 de produse acum și avem în lucru și va fi o surpriză plăcută pentru sfârșitul acestui an, vom avea alte 3 noi produse. În special, pentru Serbia. Pentru Serbia ca, să zicem, agricultură, noi vrem ca să oferim semănătorile noastre pentru plante prășitoare și cele pentru cereale. Astea sunt produsele noastre cu nivel tehnic foarte ridicat. Toate produsele, de fapt, ale noastre sunt atestate, certificate în Uniunea Europeană cu standardele europene și la un nivel tehnic și de calitate foarte bun. În plus, vreau să spun că raportul dintre calitate și preț la Mecanica Ceahlău este foarte bun. Adică, noi venim în Serbia să oferim produse de calitate europeană, dar la prețuri de România și Serbia, nu la prețuri de Occident. După cum am înțeles, o să oferiți clienților sau agricultorilor din Serbia care vor achiziționa mașinile agricole de la Mecanica Ceahlău un discount foarte bun. Am avut împreună cu cei de la asociația din Novoseli, dar și cu distribuitorii noștri, am avut câteva discuții astfel încât să ne punem de acord cum vom face această ofertă comercială care să fie apropiată de fermierii, de țăranii din Serbia. De fiecare dată vom veni cu lucruri noi și cu surprize bune, plăcute, adică vom veni să facem discounturi pentru țăranii din Serbia. Repet ce spuneam mai devreme, noi vrem să oferim produse de calitate europeană, dar la prețuri de Serbia și de România, nu la prețuri de Occident. Știm care sunt problemele, că și în România sunt la fel. Nu doar agricultura se face la fel, ci și problemele sunt aceleași, legate de finanțare, legate de
posibilitățile de plată și așa mai departe, și de aici ne gândim împreună cu distribuitorii comerciali ai noștri să oferim totdeauna noutăți care să fie surprize bune pentru agricultori. Mecanica Ceahlău produce sub licență și câteva produse a firmei germane Lemken? Da, de 10 ani de zile avem un contract de licență. Deci, cu alte cuvinte, am cumpărat licența de la Lemken pentru mașini de prelucrat solul, începând cu plugurile reversibile de diferite dimensiuni, cu compactoarele, combinatoarele, scarificatoare și așa mai departe. Deci toate mașinile de prelucrat solul pe care Lemken le fabrică la Alpen în Germania, le fabricăm acum în România și le vindem foarte bine. Sunt produse foarte bune, cu materiale aduse din Germania, materiale pe care le folosești și ei. Deci nu este niciun fel de diferență, doar că reușim să ținem costurile mai jos, adică la nivelul României și, bineînțeles, și a Serbiei. Deci asta, într-adevăr, este o gamă de produse foarte bună pe care o oferim și care produce satisfacție la agricultori. Târgul din Novi Sad oferă un spațiu de expunere interior și exterior de aproximativ 30 de hectare. Novi Sadul este situat relativ aproape de granița sud-vestică a României, așa că firmele din România ar trebui să folosească toate aceste avantaje, în special că între Serbia și România a fost semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea în agricultură.